Cel mai bogat om din Babilon, de George Samuel Clayson Capitolul 4 Fă cunoștință cu zeita norocului Dacă omul este norocos, nu se poate ști până unde se întinde norocul său. A zvârlele neufrat și, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, va nota până afară cu o perlă în mână. Proverb babilonian Dorința de a fi norocos este universală, era la fel de puternică în piepturile oamenilor care au trăit acum 4000 de ani în Babilonul antic, cum este și în inimile oamenilor de astăzi. Toți sperăm să ne bucurăm de favorurile zeiței norocului. Există oare vreun mod în care o putem cunoaște și putem atrage nu numai atenția ei favorabilă, ci și favorurile ei generoase. Există vreun mod în care putem atrage norocul Exact asta au vrut să știe bărbații din Babilonul Antic. Și exact asta au decis să afle. Erau bărbați ascuțiți la minte, gânditori înzestrați. Acest lucru explică de ce orașul lor a devenit cel mai bogat și mai puternic oraș al vremii. În acel trecut îndepărtat, nu aveau școli sau universități. Cu toate acestea, aveau un centru de învățământ și încă unul foarte practic. Printre clădirile cu turnuri din Babilon se afla una de o importanță egală cu cea a Palatului Regelui, cu grădinile suspendate și cu templele zeilor. Poate că o vei găsi menționată întreagăt în cărțile de istorie, dar cel mai probabil nu o vei găsi deloc, deși a avut o influență puternică asupra gândirii acelei vremi. Această clădire era templul învățării, acolo unde înțelepciunea trecutului era prezentată de profesori voluntari, și unde subiectele de interes erau discutate în forumuri deschise. Între pereții acestei clădiri, bărbații erau egali. Cel mai umil dintre sclavi putea dezbate fără repercusiuni opiniile unui prinț. Printre cei mai mulți care frecventau Templul Învățării se număra Arcad, un înțelept numit cel mai bogat om din Babilon. El avea propria lui sală, în care aproape în fiecare seară se strângea un mare grup de bărbați. Unii bătrâni, alții foarte tineri, dar majoritatea de vârstă mișlocie, ca să discute și să dezbată subiecte interesante. Să ne imaginăm că asistăm la o conversație a lor, ca să aflăm dacă știau să atragă norocul. Soarele tocmai apusese ca o minge uriașă de foc strălucind prin praful deșertului, iar arcad se îndrepta cu pașmari către scena lui obișnuită. Deja l așteptau 80 de bărbați așezați pe covorașe întinse pe podea. În sală intrau tot mai mulți oameni. Ce să discutăm în această seară? Întrebă Arcad. După o scurtă pauză, un țesător în vorbi, ridicându-se în picioare, după cum era obiceiul. Este o problemă pe care aș vrea să o aud discutată, dar ezit să vă spun, ca nu cumva să vă pară ridicolă, ție Arcad și bunilor mei prieteni de aici. Fiind încurajat, atât de arcat cât și de ceilalți, acesta continuă. În această zi am fost norocos și am găsit o pungă cu monede de aur. Marea mea dorință este să fiu norocos în continuare. Simt că toți bărbații împărtășesc această dorință, așa că sugerez să dezbatem cum se poate atrage norocul. A fost sugerat un subiect foarte interesant. Comentă Arcad. Unul vrednic să fie discutat între noi. Pentru unii oameni, norocul înseamnă o șansă, un accident care li se întâmplă fără scop și fără motiv. Alții cred că cea care ține friele norocului este aștar, zeița noastră cea mai mărinimoasă, mereu nărăbdătoare să răsplătească cu daruri generoase pe cei care o mulțumesc. Voi ce ziceți, prieteni? Să căutăm să aflăm dacă există feluri în care putem ispiti norocul să ne viziteze pe fiecare dintre noi? Da, da, cum să nu? Răspunse grupul de participanți ce creștea tot mai mult. La care Arcat continuă. Pentru începutul discuției noastre, hai să auzim întâi ce au dezis aceia dintre noi care s-au bucurat de experiențe asemănătoare cu cea sătorului, care au găsit sau au primit, fără efort din partea lor, comori prețioase sau juvaiere. A urmat o pauză în care toți s-au uitat în jur așteptând să răspundă cineva, dar nimeni n-a făcut-o. Ce? Nimeni?" întrebă Arcad. Atunci înseamnă că norocul este ceva chiar rar. Acum poate cineva să ne sugereze unde putem să ne continuăm căutarea?" Asta știu eu." Vorbi un tânăr bine îmbrăcat, ridicându-se în picioare. Când omul vorbește despre noroc, oare gândul său nu se îndreaptă natural către jocurile de noroc? Oare nu acela este locul unde găsim mulți oameni care o curtează pe zeița norocului, în speranța că îi va cuvânta, cu câștiguri abundente? Când tânărul se așeză la loc, o voce îi strigă. Nu te opri, continuă povestea. Spune-ne, ai dobândit favorurile zeiței la jocurile de noroc? A întors zarurile cu fața roșie în sus ca să-ți umpli punga pe seama crupierului sau le-a lăsat cu fețele albastre în sus? iar crupierul a rămas cu arginții tăi trudiți din greu. Tânărul se alătură răsetelor vesele, apoi răspunse. Nu e să recunosc că zeița a apărut să nu știe că eram acolo, dar voi, ați văzut-o vreodată în asemenea locuri, așteptând să întoarcă zarurile în favoarea voastră? Suntem nerăbdători să auzim și să învățăm. Ați început înțelept. Interveni, Arcad. Ne întâlnim aici ca să luăm în considerare toate aspectele tuturor întrebărilor. Dacă am ignorat jocurile de noroc, am trece cu vederea peste un instinct comun majorității bărbaților, plăcerea de a risca o cantitate mică de argint în speranța de a câștiga o cantitate mare de aur. Asta mi-amintește de cursele de dăunăzi, spuse un alt participant. Dacă zeița frecventează jocurile de noroc cu siguranță nu trece cu vederea peste curse, acolo unde carele aurite și cai înspumați oferă un spectacol mai interesant. Spune-ne drept, Arcad, ți aș șoptit ea oare să pariezi pe cai aceea cenușii din Ninive ieri? Stăteam chiar în spatele tău și nu mi-am putut crede urechilor când am auzit parind pe ei. Știi la fel de bine ca noi toți că nicio echipă din toată Asiria nu poate învinge murgii noștri iubiți într-o cursă cinstită. Oare ți-a șoptit zeița în ureche să pariezi pe cai cenușii? și la ultima curbă calul negru avea să se împiedice în fața murgilor noștri, iar cenușii aveau să câștige cursa și să aibă parte de o victorie nemeritată. Arcați zâmbi cu indulgență în fața glumelor. Ce motiv am avea să credem că buna zeiță ar fi de atât de interesată de pariul cuiva la o cursă de cai? Pentru mine, ea e o zeiță a iubirii și a demnității, a cărei plăcere este să-i ajute pe cei în nevoie și să-i răsplătească pe cei vretnici. Eu o caut nu la jocurile de noroc sau la cursele unde oamenii pierd mai mult aur decât câștigă, ci în alte locuri, acolo unde faptele oamenilor contează mai mult și sunt mai vrednice de răsplată. În arat, în negoțul cinstit, în toate ocupațiile omului, Există ocazia de a face profit prin eforturi și tranzacții. Poate că omul nu va fi răsplătit de fiecare dată, că cine ori judecata lui poate fi stricată, iar alte ori vremea îi poate înfrânge eforturile. Și totuși, dacă insistă, de obicei reușește să facă profit. Aceasta pentru că șansele de profit sunt mereu în favoarea lui. Dar atunci când un om joacă jocuri de noroc, situația este inversată. Cât șansele de profit sunt mereu împotriva lui și mereu în favoarea celui care face jocurile. Jocul este aranjat ca să fie în favoarea celui care îl face. Este afacerea lui, în care plănuiește să facă un profit generos din monedele pe care le pariază jucătorii. Puțin jucători își dau seama cât de sigure sunt profiturile celui care face jocul și cât de nesigure sunt șansele lor de a câștiga. De exemplu, să ne gândim la pariurile pe zaruri. De fiecare dată când se dă cu zarul, pariem pe fața de deasupra. Dacă este fața roșie, cel care face jocurile ne plătește de patru ori suma pariată. Dar dacă este oricare din celelalte cinci fețe, pierdem suma pariată. Prin urmare, numerele ne arată că de fiecare dată când se aruncă zarurile, avem cinci șanse de a pierde. Dar fiindcă fața roșie se plătește cu 4 la 1, avem patru șanse de câștig. Într-o noapte de jucat, cel care face jocurile se poate aștepta să facă profit o cincime din toate monedele pariate. Oare un jucător se poate aștepta să câștige mai mult decât ocazional împotriva șanselor aranjate, astfel încât să piardă o cincime din sumele pariate? Cu toate acestea, unii oameni chiar câștigă uneori sume mari, spuse unul dintre participanți. Într-adevăr, chiar se întâmplă, continuă Arcad. Și gândindu-mă la asta, îmi vine în minte întrebarea. Oare banii dobândiți astfel aduc valoare permanentă celor care au acest noroc? Printre cunoștințele mele se află mulți dintre oamenii de succes ai Babilonului, dar dintre aceștia nu pot numi nici măcar unul al cărui succes să fi pornit de la o asemenea sursă. Voi, cei care sunteți adunați astăzi aici îi cunoașteți pe mulți alții dintre cetățenii noștri de onoare. Pentru mine ar fi foarte interesant să aflu pentru câți dintre cetățenii noștri succesul a pornit de la jocurile de noroc. Să zicem că fiecare dintre voi îmi povestește despre aceea pe care îi cunoaște. Ce aveți de spus? După o tăcere lungă, un om cu chef de glumă spuse. Întrebarea ta include oare și pe cei care fac jocurile? Da, dacă nu te poți gândi la niciun altul, răspunse Arcad. Dacă niciunul dintre voi nu se poate gândi la nimeni altcineva, atunci ce ziceți despre voi înși vă? Există printre voi vreun om care câștigă constant la jocurile de noroc și care se ferește să recunoască jocurile de noroc ca sursa veniturilor? O serie de mormăituri se rostogoleau dinspre rândurile din spate, amestecându-se printre râsetele celorlalți din mulțime. S-ar părea că nu căutăm norocul în locurile pe care le frecventează zeița. Continuă el. Prin urmare, hai să cercetăm alte domenii. N-am găsit zeița norocului nici luând portofele pierdute, nici bântuind mesele de joc. Iar în ceea ce privește cursele, Trebuie să mărturisesc că am pierdut mult mai multe monede decât am câștigat vreodată. Acum, să ne gândim la negoțul și la afacerile noastre. Oare nu este natural, ca după ce facem un târg profitabil, să nu considerăm noroc ce o răsplată corectă pentru eforturile noastre? Tin să cred că este posibil să trecem cu vederea peste darurile zeiței. Poate că ea chiar ne ajută, iar noi nu-i aprecem generozitatea. Cine poate să ducă mai departe acest subiect? Atunci se ridică în picioare un negustor bătrân, netezindu-și roba elegantă. Cu permisiunea voastră, mult onorat arcad și stimați prieteni, vă ofer o sugestie. Dacă, așa cum ați spus, considerăm că succesul în afaceri ne este adus de sârguința și abilitățile noastre, de ce nu considerăm succesele pe care aproape că le-am avut, dar ne-au scăpat printre degete? Întâmplări care ar fi fost foarte profitabile. Acestea ar fi fost exemplerare de noroc dacă s-ar fi întâmplat. Dar, fiindcă nu au fost duse la îndeplinire, nu le putem considera recompensele noastre de drept. Cu siguranță că mulți dintre bărbații de aici ne pot povesti astfel de experiențe. Iată o abordare înțeleaptă, aprobă Arcad. Care dintre voi a ținut norocul în palmă și apoi i-a scăpat printre degete? S-au ridicat multe mâini, printre ele și cea a negustorului. Arcad îi făcu semn să vorbească. Fiindcă tu ai sugerat această abordare, am vrea să auzim întâi povestea ta." Cu mare plăcere vă voi spune-o." Reluă el și veți vedea cât de aproape poate ajunge norocul de om și cum acesta orb îl lasă să scape, spre pierderea și regretul său de mai târziu. Cu mulți ani în urmă, când eram tânăr, proaspăt însurat și pornit pe calea îmbogățirii, tatăl meu a venit la mine într-o zi și a insistat să fac o anume investiție. Fiul unuia dintre bunii săi prieteni băgase de seamă o bucată de pământ în afara zidurilor cetății, nu departe de acesta. Era așezată pe un loc înalt deasupra canalului, unde nu putea atinge apa. Fiul prietenului tatălui meu a gândit un plan să cumpere această bucată de pământ să clădească trei roți hidraulice mari și astfel să înalțe apele dătătoare de, de viață până la pământul fertil. Odată îndeplinit acest lucru, el plănuia să împartă pământul în bucăți mai mici și să le vândă locuitorilor orașului pentru plantat. Fiul prietenului tatălui meu nu avea suficient aur pentru asemenea sarcină. La fel ca mine, era un tânăr care câștiga bine. Tatăl lui la fel ca al meu, avea o familie mare și mijloace de trai modeste. Așa că tânărul a decis să atragă interesul unui grup de bărbați care să intre în această afacere alături de el. Grupul avea să fie format din 12 persoane, fiecare dintre acestea să aibă un venit și să investească o zecime din profiturile sale în această afacere până când pământul avea să fie gata de vânzare. Apoi, Profitul urma să fie împărțit în funcție de investiția inițială a fiecăruia. Tu, fiule, mi-a vorbit tata, ești acum în floarea tinereții. Este dorința mea adâncă să încep să clădești o avere mare ca să ajungi respectat printre oameni. Doresc să te văd profitând de pe urma cunoașterii greșelilor nesăbuite ale tatălui tău. Asta este și dorința mea arzătoare, tată. I-am răspuns eu. Atunci, acesta este sfatul meu. Fă ceea ce ar trebui să fac și eu la vârsta ta. Din câștigurile tale, păstrează o zecime pe care să o investești în afaceri favorabile. Cu această zecime din câștigurile tale și cu ceea ce ți aduce ea, vei putea, înainte să ajungi la vârsta mea, să clădești o avere importantă. Cuvintele tale sunt înțelepte, tată. Din toată inima îmi doresc bogăție dar sunt multe căi pe care o iau câștigurile mele. Așa că ezit să fac ceea ce mă sfătuiești. Sunt tânăr, mai e mult timp. Așa am crezut și eu la vârsta ta, dar iată, mulți ani au trecut și nici n-am pornit pe calea îmbogățirii. Trăim alte vremuri, tată. O să mă ferez de greșelile tale. Șansa îți stă înainte, fiule. Îți oferă o ocazie care te poate duce la bogăție. Te implor, nu aștepta. Du-te în zor la fiul prietenului meu și negociază cu el să-i plătești 10% din câștigurile tale. Du-te de îndată ce se face ziua, șansa nu așteaptă pe nimeni. Ziua de astăzi e aici, în curând nu va mai fi. Așa că nu mai întârzia. În ciuda sfatului tatălui meu, am ezitat. Negustorii tocmai aduseseră de la răsărit niște robe noi, atât de bogate și de frumoase încât eu și buna mea nevastă am simțit că trebuie să avem fiecare câte una. Dacă aș fi investit o zecime din câștigul meu în acea afacere, ar fi trebuit să ne lipsim de acele robe și de alte plăceri pe care ni le doream. Am întârziat cu luarea unei decizii până când a fost deja prea târziu spre regretul meu. Afacerea s-a dovedit mai profitabilă decât profețise oricine. Aceasta este povestea mea în care v-am arătat cum am lăsat norocul să-mi scape printre degete. În această poveste vedem că norocul așteaptă să vină la cel care acceptă oportunitățile, comentă un bărbat uciuriu din deșert. O avere are întotdeauna nevoie de o temelie. Ea poate consta în câteva monede de aur sau de argint pe care omul le abate din câștigurile sale către prima lui investiție. Eu sunt proprietarul multor turme, am început când eram băiat cumpărând un vițel cu o monedă de argint. Acesta fiind începutul bogăției mele, a fost foarte important pentru mine. Să facă primul pas către clădirea unei averi este cel mai mare noroc pe care îl poate primi un om. Pentru toți bărbații, e important acel prim pas care îi schimbă din oameni care își câștigă banii prin muncă, în oameni care primesc dividende din profiturile realizate de aurul lor. Unii, din fericire, fac acest prim pas când sunt tineri și îi depășesc în succes financiar pe cei care fac pasul mai târziu sau pe acei bărbați fără noroc, ca tatăl acestui negustor, care nu-l fac niciodată. Dacă prietenul nostru, negustorul, ar fi făcut acest prim pas la începutul vieții lui de adult, când a apărut această oportunitate, în ziua de astăzi ar fi fost binecuvântat cu mult mai mult dintre bunătățile acestei lumi dacă norocul prietenului nostru, țesătorul, l-ar împinge să facă acest pas în acest moment, va fi într-adevăr începutul unui noroc și mai mare. Îți mulțumesc! Aș vrea și eu să vorbesc! Spuse un străin din altă țară, ridicându-se în picioare. Sunt sirian. Nu așa de bine vorbesc limba voastră. Vreau să-l numesc pe acest prieten, negustorul, într-un fel. Poate credeți că nu este politicos acest nume, dar doresc să-i spun așa. Doar că nu știu cuvântul pe care îl folosiți voi. Dacă vi-l spun în siriană, nu veți înțelege. Spuneți-mi, vă rog, oameni buni, cum se numește omul care amână să facă lucrurile care îi pot face bine? De lăsător, spuse o voce. Acesta este el, strigă sirianul, dând din mâini încântat nu acceptă șansa atunci când îi apare. Așteaptă. Spune, am multă treabă acum. La revedere, îți spun. Șansa nu va aștepta după un om așa de lent. Ea crede că omul care vrea să fie norocos va face pasul repede. Orice om care nu face pasul repede când îi apare șansa, mare de lăsător este, la fel ca prietenul nostru, acest negustor. Negustorul se ridică și făcă o plecăciune binevoitoare ca răspuns la râsete. Ai toată admirația mea, străine, găzduit între zidurile cetății noastre ce nu ieziți să spui adevărul. Și acum, haideți să ascultăm altă poveste despre șansă. Cine are o experiență de povestit? Întrebă arcad. Eu, răspunse un bărbat de vârstă mijlocie, îmbrăcat într-o robă roșie. Sunt cumpărător de animale, în principal cămile și cai. Câteodată cumpăr și oi și capre. Povestea pe care o să vă spun e despre cum mi s-a înfățișat șansa într-o noapte când mă așteptam mai puțin. Poate că de aceea am și lăsat-o să-mi scape. Vă las pe voi să judecați acest lucru. Mă întorceam în cetate într-o seară după o călătorie chinuitoare de 10 zile în căutare de cămile și m-am supărat peste măsură când am găsit porțile cetății ferecate. Cât timp sclavii mei întindeau corturile ca să noptăm, știind că avea să fie o noapte cu puțină mâncare și niciun strop de apă, a venit la mine un fermier bătrân care, la fel ca noi, s-a trezit încuiat în afara cetății. Onorate domn, mi s-a adresă el, din înfățișarea ta ajude că ești un cumpărător. Dacă este așa, mare plăcere mi-ar face să-ți vând o turmă de oi extraordinară, ce tocmai am adus-o aici. Căci iată, buna mea nevastă zace foarte bolnavă de friguri. Trebuie să mă întorc la ea de grabă. Cumpără dar oile mele, ca eu și sclavii mei să ne putem urca pe cămile și să ne întoarcem acasă fără zăbavă. Era atât de întuneric încât nu i-am văzut urma, dar din behăituri am știut că este numeroasă. După ce sem zece zile căutând cămile pe care nu le-am putut găsi, mă bucuram să pot negocia cu el. Cu toată agitația lui, a stabilit un preț rezonabil. Am acceptat, știind că sclavii mei puteau să mâne turma dincolo de porțile orașului dimineață și să le vândă pe și mai mult aur. Odată încheiat târgul, mi-am pus sclavii să aducă făclii, ca să putem număra oile pe care fermierul le declarase în număr de 900. Nu vă voi împovăra, prieteni, cu o descriere a greutății noastre de a număra atâtea o insetate, agitate, care pășteau. S-a dovedit a fi o sarcină imposibilă. De aceea, l-am informat sec pe fermier că în zorii zilei le voi număra și le voi plăti. Rogu-vă, onorate domn, mă imploră el, plătiți-mi măcar două treimi din preț în noaptea aceasta și îmi voi vedea de drum, o să-mi las aici cel mai inteligent și mai educat sclav, ca să vă ajute cu numărătoarea dimineață. E demn de încredere și îi puteți plăti lui. Dar eu eram încăpățânat și am refuzat să-i plătesc în acea noapte. În dimineața următoare, înainte să mă trezesc, porțile cetății s-au deschis și au dat busna afară patru cumpărători în căutare de turme. Erau peste măsură de înflăcărați și dispuși să plătească bani grei fiindcă deasupra cetății plutea amenințarea sediului, iar hrana nu era destulă. Bătrânul fermier a primit pe turma lui aproape de trei ori prețul pe care mi-l oferise mie. Și astfel am lăsat să-mi scape un noroc rar. Iată o poveste foarte neobișnuită, comentă Arcad. Ce tâlc se ascunde în spatele ei? Tâlcul că trebuie să plătim imediat ce suntem convinși că afacerea noastră e înțeleaptă, sugeră un venerabil meșter de șei. Dacă afacerea e bună, atunci vei avea nevoie de la fel de multă apărare față de slăbiciunile tale ca față de orice alt om. Noi, muritorii, suntem schimbători și trebuie să recunosc. Suntem mai inclinați să ne răzgândim când avem dreptate decât când greșim. Când greșim, suntem încăpățânați. Când avem dreptate, ne clătinăm în hotărârea noastră și lăsăm șansa să ne scape. Prima mea judecată e mereu cea mai bună, și totuși mi-a fost mereu greu să mă conving să duc la îndeplinire o afacere bună pe care am încheiat-o. Prin urmare, ca să mă apăr de propriile slăbiciuni dau arvuna imediat ce închei tocmeala. Aceasta mă salvează de regretele de mai târziu pentru norocul ce ar fi trebuit să mi aparțină. Mulțumesc! Din nou vreau vorbesc, spuse sirianul, ridicându-se în picioare. Aceste povești mult seamănă. Fiecare dată șansa zboară din același motiv. De fiecare dată ea vine la cel care amână și aduce plan bun. De fiecare dată e lezită. Nu spune că acum e cel mai bun moment și că acționează repede. Cum pot oamenii să reușească în felul ăsta? Înțelept grăiești prietene, răspunse cumpărătorul. Norocul a fugit de la cel care a amânat în ambele povești. Dar acest lucru nu este neobișnuit. Spiritul amânării este în toți oamenii. Ne dorim bogății. Și totuși, cât de des, atunci când ne apare înainte șansa, acel spirit al de lăsării din noi ne împinge la diferite amânări. Ascultând de acel spirit, devenim cei mai mari ai noștri. În zilele tinereții mele nu știam acest cuvânt care l-a bucurat pe prietenul nostru din Siria. Am crezut întâi că proasta mea judecată m-a făcut să pierd multe afaceri profitabile. Până la urmă, mi-am dat seama ce era. Obiceiul de a amâna, fără motiv, o acțiune necesară, care ar fi trebuit să fie promptă și decisivă. Cât de tare a murât acest spirit când i s-a dezvăluit adevărata natură. Cu amărăciunea unui asin sălbatic, înhamat la caleașcă, m-am eliberat de acest dușman într-un succesul meu. Mulțumesc! Vreau să pun întrebare de la domnul negustor. Vorbi, sirianul. Poți vești minte fine, nu ca acelea ale săracului. Vorbești ca un om de succes. Spune-ne, asculți acum când amânarea șoptește în urechea ta? La fel ca prietenul nostru, cumpărătorul, și eu a trebuit să recunosc și să cuceresc amânarea, răspunse negustorul. Pentru mine s-a dovedit un dușman care mă urmărea mereu și aștepta mereu să-mi zădernicească reușitele. Povestea pe care v-am spus-o este doar una dintre multele povești asemănătoare prin care v-aș putea arăta cum procrastinarea mi-a alungat oportunitățile. Odată înțeleasă, nu este greu de cucerit. Niciun om nu lasă de bunăvoie hoțul să-i fure grânele, și niciun om nu-i permite vrășmașului să-i alunge clienții și să lipsească de profit. Odată ce am recunoscut că astfel făcea dușmanul meu, l-am cucerit cu determinare. Așa trebuie, ca fiecare om să-și stăpânească spiritul amânării ca să se poată bucura de bogățiile Babilonului. Ce zici tu, Arcad? Fiindcă tu ești cel mai bogat din Babilon, mult te declară cel mai norocos. Ești de acord cu mine? că niciun om nu poate ajunge pe culmea succesului înainte de a stârpi spiritul amânării din el? Este chiar așa cum spui. Aprobă Arcad. În lunga mea viață am urmărit generație după generație, mergând pe acele căi ale negoțului, științei și educației, care duc la succes în viață. Am văzut cum oportunitatea s-a arătat tuturor acestor bărbați. Unii au prins-o în palmă, și au început să-și satisfacă cele mai profunde dorințe. Dar majoritatea au șobăit și au rămas în urmă. Arcad se întoarse către sător. Tu ai sugerat să dezbatem pe tema norocului. Hai să auzim acum ce crezi tu despre asta. Eu văd norocul într-o altă lumină. Îl vedeam ca pe ceva foarte dezirabil, care îi se poate întâmpla unui om fără niciun efort din partea lui. Acum îmi dau seama că astfel de întâmplări nu sunt unele pe care omul le poate atrage către sine. Din discuția noastră am învățat că pentru a atrage norocul trebuie să profiți de oportunități. Prin urmare, în viitor mă însărcinez să profit cât pot de bine de orice șansă mi se arată. Ai înțeles bine adevărurile scoase la lumină în conversația noastră? Răspunse Arcad. Descoperim că norocul urmează adesea oportunitatea, dar rare ori se întâmplă invers. Prietenul nostru, negustorul, ar fi dat de un mare noroc dacă ar fi acceptat oportunitatea pe care i-a oferit-o bună zeiță. Asemenea lui, prietenul nostru, cumpărătorul, s-ar fi bucurat de noroc dacă ar fi încheiat cumpărarea turmei și ar fi vândut-o apoi pe o sumă frumoasă. Am purtat această discuție ca să găsim un mod în care putem ispiti norocul. Simt că am găsit calea. Ambele povești au arătat că norocul urmează oportunității. Aici se află un adevăr pe care nu-l poate schimba nicio poveste despre noroc, fie el noroc câștigat sau noroc pierdut. Adevărul este acesta. Norocul poate fi ispitit acceptând oportunitatea. Aceia care sunt dispuși să accepte oportunitățile pentru mai binele lor atrag interesul bunei zeițe. Ea e mereu nerăbdătoare să-i ajute pe cei care îi fac plăcere. Oamenii de acțiune sunt cei care îi fac cea mai multă plăcere. Acțiunea vă va conduce înainte, către succesele pe care vi le doriți. Oamenii de acțiune sunt favorizați de zeița norocului.